Absolvenții instituțiilor de învățământ și ai școlilor speciale care nu intenționează să urmeze o altă formă de învățământ pot primi din partea statului indemnizație de șomaj. Este vorba despre o indemnizație de șomaj în cuantum de 250 de lei pe lună, care se acordă pe o perioadă de 6 luni. Cei care doresc să beneficieze de șomaj trebuie să se înregistreze în evidența agenției într-o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii, după cum precizează directorul AJOF Meselaș Ioan Ionel Mureșan. Absolvenții care termină institut de învățământ sau școli speciale în vârstă de minim 16 ani se pot înscrie la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă în termen de decădere de 60 de zile de la data absolvirii. Și aici o să fac câteva precizări pentru a fi foarte clar. Pentru cei absolvenți de liceu, data absolvirii e considerată 25 mai, conform ordinul 3382 din 2017 a Ministerului Educației. Deci e stabilit o dată comună, ca să nu avem nicio discuție. Și înseamnă că 60 de zile, înscrierea se poate face până în 24 iulie. Așa, pentru cei cu studii superioare, care sunt examen de licență, se consideră 60 de zile de la data absolvirii examen de licență. Și aici, pe diplome sau pe adeverințe, apar două forme de exprimare. Să zicem, sesiunea iunie și atunci 60 de zile se iau de la 1 iulie, de la luna următoare cu 1 lunii următoare. Iar dacă scrie date efectiv 25, să zicem, iunie, atunci 60 de zile de la 25 iunie, de la data scrisă pe adeverință sau pe diplomă. Indemnizația de șomaj este în cuantum de 250 de lei și se acordă pe o perioadă de 6 luni. În cazul în care beneficiarii se încadrează în muncă în acest timp, ei beneficiază de o primă de inserție de 1500 de lei. Ce beneficii ar fi? În termen de 60 de zile, deci dacă se înscriu la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, fie persoana respectivă, fie agenția, dacă îi găsește un loc de muncă, și se încadrează pe o perioadă de minimul 12 luni, de repet, nu perioadă nedeterminată, minimul 12 luni, poate fi 13, 14, perioadă nedeterminată, primesc o sumă egală cu 3 ori indicatorul social de referință, adică respectiv 1500 de lei. În două tranșe, 750 la încadrare, 750 după 12 luni. Dacă nu reușesc să-și găsească un loc de muncă, fie ei, fie noi, atunci vor intra în șomaj și vor primi 250 de lei timp de 6 luni, cu condiția ca aceștia să nu urmeze o formă de învățământ, să nu fie admiși la o formă de învățământ, că poate să fie admiși și după aia să urmeze, după câteva zile, să urmeze cursurile, sau să nu ai venituri sub mai mari de 500 lei, adică indicatorul social de referință, poate să aibă niște venituri mai mici și nu contează, vor primi acest ajutor de 250 de lei. Din acest punct de vedere, vreau să vă spun că la 30 iunie avem înscriși 41 de persoane de la 30, față de 137 anul trecut. Însă și anul trecut, care au avut peste 400 și anul ăsta, probabil că se vor înscrie mai mulți în perioada, în ultimele zile, când au acest drept. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la sediul AJOF Meselaș din Zalău sau la punctele de lucru din Jibou, Cehu Silvaniei și Șimleu Silvaniei.